Am revenit în studio la Publica TV. Continuă dezbaterile electorale. Sistemul de iluminat public existent în municipiul Chișinău a fost conceput și realizat în conformitate cu normele în vigoare în anii 70 ai secolului trecut, arată un studiu realizat de IDIS Viitorul. Potrivit experților, nivelul de iluminare este încă redus în raport cu normele europene, ceea ce provoacă lipsa de securitate a traficului rutier și a circulației pietonale. Ce șanse are Chișinăul să arate la fel ca și Viena sau Paris, ne spun invitații acestei ore, candidați la funcția de consilier municipal din partea Partidului Liberal Democrat, domnul Sergiu Palehovici, din partea Partidului Social Democrat, Tatiana Niță, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, domnul Victor Gurău, și din partea Blocului Electoral Forța a Treia, domnul Alexandru Cuznețov. Bine ați venit la Publica TV. Domnilor, conform tradiției, vroiam să-i spun, felului în care Publica TV produce dezbaterile electorale. Pentru început, fiecare dintre dumneavoastră are câte un minut ca să se refere la modalitățile pe care le are partidul pentru soluționarea problemei iluminatului stradal din capitală. Începem cu dumneavoastră, domnule Palehovici. Domnule Dogaru, stimați telespectatori, bineînțeles că iluminatul public este încă o problemă nerezolvată în municipiul Chișinău și echipa PLDM în Consiliul Municipal Chișinău are un plan concret și coerent la acest capitol, care poate fi restructurat pe următorii pași. Deci, în primul rând, este nevoie de modernizarea sistemului de iluminat public în conformitate cu standardele europene, așa cum ați menționat și dumneavoastră, lucru care este vizat și în anumite studii făcute în acest sens. 2. Elaborarea unei strategii municipale privind eficientizarea iluminatului public. 3. Restructurarea întreprinderii Lumtech, care este întreprinderea care în fond gestionează acest proces în municipiul Chișinău. Și 4. Un lucru foarte important care urmează a fi dezbătut și discutat este atragerea investițiilor și dezvoltarea parteneriatului public-privat în acest domeniu. Vă mulțumesc, domnule Palehovici. Doamnă Niță, Partidul Social Democrat, ce soluții propune pentru desăvârșirea, dacă putem să ne spunem așa, a iluminatului public stradal în capitală? Bună seara, stimați spectatori. De fapt, Partidul Social Democrat încă la 14 aprilie, în cadrul forumului moldo-chinez, a prezentat strategia energetică pentru Republica Moldova, unde a identificat, unde au fost prezentate acei parteneri identificați strategici care vor participa implicit în modernizarea ceturilor și a sistemului iluminatoriu din Chișinău. Nu este important atât de mult, să zic așa, programul nemijlocit pe hârtie. Este important că echipa Partidului Social Democrat nu numai odată a declarat că oamenii care lucrează în schimb de noapte, oamenii care vin seara de la serviciu, medicii care lucrează în tură, uneori se tem să ajungă în acele cartiere de la Schinoasa, în alte părți ale orașului, care într-adevăr este o jale, și femeile care lucrează în aceste profesii ajung seara târziu și într-adevăr au o temere pentru că pot să nu ajungă seara acasă. Astfel, Partidul Social Democrat a găsit acele soluții la problema iluminatului și chiar dacă IDIS Viitorul a spus că 82% din Chișinău are o iluminare, oricum nu ajunge. Vă mulțumesc, doamnă Niță. Domnule Gurău, poziția Partidului Comuniștilor. Stimați telespectatori, stimați alegători, dragii mei, problema iluminatului public este atât de veche ca și Republica Moldova. De la începutul independenței noastre, practic, în acest domeniu nu s-a făcut nimic și nu s-a făcut nimic nu din inexistența unor dorințe, dar din inexistența unor soluții. Noi ne propunem, în primul rând, pentru a petrece un audit, un audit eficient, a ridica eficientiza activitatea instituțiilor, întreprinderilor municipale. Doi, de a introduce un program de eficiență energetică, deoarece la momentul actual este bine cunoscut că noi consumăm de 3,27 de ori cu un coeficient de 327% mai multe resurse energetice decât europenii. Și trei, foarte important, de a implementa noi tehnologii pentru întrebuințarea energiilor regenerabile. Vă mulțumesc, domnule Cuznețov. Ce spune Forța a Treia? Da, Forța a Treia. Forța a Treia întotdeauna are o alternativă. Alternativă care trebuie examinată în istorie.
Fiind într-o cercetare personală științifică, evoluția procesului penal în Basarabia 1812-1961, am descoperit niște lucrări de la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX a Chișinăului, în care s-a spus că de când am iluminat strada principală, s-a scăzut cu 50-55% criminalitatea în oraș pe parcursul Cealand. Într-adevăr, și criminaliștii stabilesc că iluminitatea este egal cu proporționalitatea și crimele săvârșite într-o localitate bine terminată. Dar să privim și anii 2000 încoace, când sub euforie stabilită, municipiul Chișinău din raza sa care s-a evidențiat, s-a mărit, s-a făcut longitudinal destul de mare. Noi, spunând de municipiul Chișinău, uităm de cele suburbii care este de asemenea municipiul Chișinău. Și dacă spunem că în Chișinău avem cât de cât luminare, atunci periferiile sunt la zero. Și aceasta este o întrebare destul de primordială și trebuie rezolvată. Vă mulțumesc. În continuare, câte o întrebare pentru fiecare dintre dumneavoastră. Începem cu domnul Palihovici. Domnule Palihovici, e clar că municipalitatea astăzi nu își poate permite să ilumineze toate sectoarele din capitală, regiunile care țin mai departe de centru, dar cu toate acestea există probleme și pe unele străzi din centrul orașului. Cum vedeți dumneavoastră soluționarea? Credeți că e posibil să fie creată să fie creat un grafic în care municipalitatea să încearcă să implementeze proiecte de iluminare stradală? Domnule Dogaru, deci în primul rând vreau să aduc aminte că astăzi, pentru 2011, în bugetul municipal sunt preconizați 46 de milioane de lei. Deci bani care sunt distribuiți pentru acoperirea cheltuielilor în vederea gestionării sistemului de iluminat public și niciun ban în investițiile capitale. Lucru care este unul regretabil în raport cu procentul de uzură totală a sistemului, deoarece avem o uzură undeva în jurul la 75%, ceea ce în principiu la nivel de eficiență energetică suntem în minus, cauzează un procent în minus undeva în raport între 50-70%. Deci, după mine, reieșând din situația financiară complicată a capitalei, reieșând din posibilitățile bugetului care le avem la momentul respectiv, eu cred că soluția care ar trebui să fie implementată ține, în primul rând, de pașii pe care urmează noi să-i facem în ceea ce privește modificarea sistemului pe interior. Vorbesc în cazul dat de întreprinderea propriu-zis specializată Lumtech și totodată atragerea investițiilor în sensul creierilor noi parteneriate publici și private care ar veni cu soluții și cu sprijin și ajutor în acest proces. Mulțumesc. Doamna Niță, vorbeam la început despre Viena și Paris. Bănuiesc că ați fost undeva peste hotare. Care oraș din Europa v-a impresionat prin felul cum arată noaptea și în câți ani Chișinăul ar putea să ajungă ca și orașul care, spuneam, v-a impresionat? Chișinău este un oraș la care trebuie să atingem ca să ajungă la nivelul Vienei. Și Partidul Social Democrat, de fapt, propunea ca să renunțăm la cedarea acestui teritoriu care acum se negociază cu Ucraina, ca împreună cu țara vecină să construim o întreprindere care va da posibilitatea de a face energie alternativă, adică baterii de soare și așa mai departe. Adică acest lucru era nemijlocit necesar pentru a putea oferi chișinăuienilor o sursă alternativă de energie. Trebuie să mergem pe proiecte și parteneriate public-private. Din această cauză, Partidul Social Democrat nu doar în acest sector propune aceste soluții de găsirea banilor care vor ajusta bugetul municipal. Și anume, aceste parteneriate vor permite crearea surselor alternative care vor permite susținerea sistemului iluminatoriu din Chișinău. Nu pot să spun că Viena sau Paris mi-a plăcut foarte mult pentru că sunt niște orașe care nu astăzi și nu ieri au început acest proces. Chișinău la fel, de 20 de ani în perioada sovietică nu a investit niciun ban în sistemul iluminator. Astfel, deducem și concluzii de rigoare. Nu avem nicio șansă. Avem șanse, trebuie să investim, dar asta în timp. Trebuie să cedăm teren, pământ. Da. Deci, întrebare pentru domnul Gurău. O hotărâre a Consiliului de Administrație a Agenției Naționale de Reglementare Energetică menționează că tarifele cu care compania Gaz Natural Fenosa ar trebui să livreze energia electrică pentru utilizarea iluminatului stradal trebuie să fie diferențiate. Cu toate acestea, Lumtech plătește la tariful la care plătesc și consumatorii casnici. Care vor fi argumentele dumneavoastră, domnule Gurău, în calitate de consilier municipal pentru a renegocia un contract cu Union Fenosa?
Domnule Dogaru, nici pe departe nu doresc să renegociez un contract cu Union Fenosa, pentru că Primăria Municipiului Chișinău are resursele energetice proprii, ele sunt doar necesar de retehnologizat, de schimbat tehnologia și de întrebuințat după necesitate. Atunci când vorbim despre eficientizarea sectorului, noi trebuie să ne direcționăm atenția asupra existenței a două centrale termice, sud și vest, care la momentul actual dau bătăi de cap și pierderi enorme. Au o rentabilitate de 35%. Și ar fi necesar, printr-un parteneriat public-privat, retehnologizarea lor, trecerea lor la sistemul congenerare ori trigenerare, ca mai apoi noi să întrebuințăm resursele proprii. Noi, instituțiile primăriei, trebuie să le învățăm să câștige bani. Nici de cum nu mai să cheltuie bani. Deoarece Union Fenosa ori Gaz Metan Fenosa este o structură comercială și are dreptul legal să vândă așa cum dorește ea. Iar noi trebuie să avem sursele proprii. Vă mulțumesc. Întrebare pentru domnul Kuznetsov. Experții menționează că o problemă cu care se confruntă Chișinăul în ceea ce privește iluminatul stradal ține de perioada verde a anului, atunci când coroana copacilor acopere aceste becuri. Ce facem mai departe? Curățăm copacii sau reamplasăm becurile în târg? Nu știu cât e de corect întrebarea dată, fiindcă noi tot circulăm și seara, eu tot, de exemplu, la 12 și unul din alții circul prin oraș și n-aș vedea un, spune, un impediment în, într-adevăr, iluminarea străzii. Într-adevăr, trebuie făcut careva reglementări în domeniul dat din punct de vedere tehnologic și tehnic, deoarece sistemul de iluminare care este mai ales spus în partea centrală, unde este străzile cele mai înguste și cele mai incomode, spunem așa, din punct de vedere a traficului, acele sisteme nu este perfecte pentru aceste stradele. Ele trebuie să fie mult mai mici, mult mai economice, fiindcă ei luminează o porțiune a ceea care nu trebuie să o lumineze. Că aceste becuri sovietice, ele luminează pentru sectorul destul de mare. Dar noi ce folosim lumină pentru un sector care nu este necesar, adică cheltuim ceea ce nu trebuie de cheltuit. Plus, ce am vrut să mai dau la colegi, am impresia că în municipiul Chișinău s-a făcut principiul romanilor. Divide și condu. Adică a divizat proprietatea municipală. Electricitate avem acele două tăsuri, avem energie termică, avem apă canal și încolo avem tarife așa de mari. Vă mulțumesc, domnule Kuznetsov. Intrăm în perioada când fiecare dintre dumneavoastră poate să adreseze câte o întrebare contra candidaților. Adresăm câte o întrebare și un răspuns. Aveți la dispoziție 30 de secunde în care să vă formulați întrebarea, puteți să prezentați în aceste 30 de secunde și o opinie proprie față de problema pe care o vreți să o abordeze contracandidatul, iar contracandidatul are un minut pentru a răspunde. Începem cu dumneavoastră, domnule Kuznetsov. Da, mersi mult. Aș vrea colegului meu să dau o întrebare, fiindcă ține atât nu de către municipiul Chișinău, cât și de obște guvernarea Republicii Moldova. Cum credeți, ar fi posibil la nivel de guvern, la nivel de municipalitate, nu uităm, fiindcă municipiul Chișinău este capitală și guvernul tot trebuie să aibă grijă de această localitate suplimentar, să fie totuși un plan, proiect, privind iluminarea și suburbiilor, care este tot parte componentă a municipiului Chișinău, dar care uităm din dânsul complex și definitiv. Eu nu înțeleg pur și simplu ce are coada vaci cu ștampila primăriei, dar să încerc să răspund. Să o găsim undeva, poate, ștampila. Am în vedere faptul că nu are nimic guvernul cu propriu-zis administrarea municipalității, deoarece suntem, totuși, pretindem să avem o autonomie de administrare și totodată ne băgăm sub cârca guvernului. Este foarte important, cum am punctat anterior, pentru că când facem direcționare, atenția asupra standardelor europene, trebuie să vedem structura întrebuințată de europeni, structura energiei. Adică este energia tradițională, energia regenerabilă, energia orășenească și la acest capitol revin la ideea propriu-zis că municipalitatea trebuie să-și eficientizeze instituțiile, deoarece instituțiile municipalității trebuie să învețe a câștiga bani și nici de cum a cheltui bani. La momentul actual, practic, toate instituțiile primăriei fac ce fac, dar cheltuie. Dar avem proprietate care poate câștiga bani. Și în domeniul energetic și toți am punctat de acest fel. Nu este niciun program. Vă mulțumesc, domnule Grou, pentru cine este întrebarea noastră? Eu am o întrebare pentru reprezentanta social-democraților. Eu am știut foarte mult și am citit despre renumitul proiect, așa zis, energetic, care este propus de către oligarhii firmei ăsta, of partidului noastră. Spuneți-mi, vă rog, tot mențineți proiectul cu partea chineză COVEG?
Partidul Social Democrat are un partener strategic cu China, cu care de fapt de foarte mult timp colaborează pe mai multe proiecte și planuri, ceea ce ține de sectorul agrar, sectorul energetic. Nu este un proiect fantasm, cum crede colegul care mi-a adresat întrebarea, dar cel puțin asigură locuitorii municipiului Chișinău de o șansă de dezvoltare acestui oraș. Pentru că atât suburbiile au o șansă de a dezvolta sectorul agrar în ce privește producerea produselor alimentare și asigurarea minimului, și asigurarea cu aceste produse a primăriei municipiului Chișinău, cât și modernizarea ceturilor și ce privește iluminatul în Chișinău. Pentru că doar prin atragerea investițiilor și prin parteneriate publice-private putem să dezvoltăm acest oraș. Vă mulțumesc. Și pentru cine este întrebarea dumneavoastră, doamnă Mița? Întrebarea este pentru colega, fiindcă pentru colegul, pentru că mergem din dreapta în dreapta. Da, și întrebarea este următoare. De fapt, iluminatul stradal presupune mai multe aspecte care necesită a fi soluționate și Partidul Social Democrat vede problema semnilor de circulație nevizibile, care de fapt se rezultă din iluminatul prost al străzilor. Cum vedeți dumneavoastră ca accidente să fie mai puține și ca oamenii în trafic să fie mai atenți? Eu deja am menționat atunci când am vorbit despre pașii care urmează a fi implementați în ceea ce privește rezolvarea sistemului, problemei sistemului iluminatului public din municipiul Chișinău, că unul din pașii importanți și primordiali este elaborarea unei strategii municipale privind eficientizarea iluminatului public. Ori această strategie, pe lângă analiza situației reale care o avem astăzi noi la capitolul iluminatului public în municipiul Chișinău, în ceea ce privește identificarea zonelor, dacă doriți, tipurilor de zone pe partea de iluminare, vorbesc de zonele rutiere, zonele așa numitele conflictuale sau complicate, ceea ce vă referiți dumneavoastră și e vorba despre intersecție, acolo unde se comit și accidentele rutierele respective, zonele pietonale, zonele pentru eventual pistele pentru cicliști și așa mai departe. Deci sunt lucrurile care urmează a fi identificate și respectiv inclus în această strategie și respectiv venit și cu răspunsuri și soluții pentru a da curs implementărilor. Mulțumesc. Și domnule Palehobici, o întrebare pentru cine? Deci dacă am pornit din... Pentru domnul Kuznetsov. Așa, deci să mergem așa. Domnule Kuznetsov, fiindcă sunteți reprezentantul forței a treia, chiar dacă este a treia, deci aș vrea să vă întreb, fiindcă sunteți un partid serios, aș vrea să vă întreb dacă ați făcut și un calcul vis-a-vis de o eventuală examinare a situației în raport financiar, de câți bani ar avea nevoie, de exemplu, sistemul iluminatului public pentru a fi modernizat. Deci, în primul rând, vreau să atrag atenție, nu suntem un partid, suntem un bloc electoral format mai multe formațiuni politice. Ce ține de cheltuielile necesare modernizării, într-adevăr, neastră s-a ridicat o întrebare interesantă, fiindcă în municipiul Chișinău este iluminat numai partea stradală. Nu avem la ziua de azi nici o stradel care este iluminat partea pietonală. Nici unii și nicăieri nu este așa. Poate este în unele zone de tip parcuri, nu mai este așa câte un bec care partea pietonală este iluminată. Să facem un calcul, într-adevăr, am municipiul Chișinău. Și vreau să atrag atenție și colegul meu, când municipiul Chișinău a fost creat cu suburbiile astea, n-a hotărât municipiul Chișinău de a crea acest municipiu, dar a creat la nivel guvernamental, la nivel parlamentar, că se forma un municipiu în raza aceasta care este. Dar bani n-au reușit să ofere pentru aceasta. Deci că faceți și singur notați cum doriți, cum este vorba aceea. Cine poate nota, bine, cine nu se duce la fund. Așa s-a primit situația dată. De asta cauză sunt și dotări necesare în domeniul, da, și din partea guvernului, nu de a lăsat municipiul de sine stătător. Ce ține de mijloace financiare, trebuie să, într-adevăr, mijloace gigantice la ziua de azi. Fiind sistemul de electrificare, eu cred că undeva la 1 miliard, 1 miliard 200 de milioane. La aceste cifre revenim imediat după publicitate, odată ce avem mai multe întrebări pentru contracandidați și răspunsuri. Rămâneți cu noi! Continuăm dezbaterile pe marginea problemei iluminatului stradal din capitală împreună cu candidații la funcția de consilier municipal din partea Partidului Liberal Democrat. Este vorba de domnul Sergiu Palehobici, din partea Partidului Social Democrat, doamna Tatiana Niță, din partea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, domnul Victor Gureu și din partea blocului electoral Forța a Treia, domnul Alexandru Kuznetsov. Așadar, am rămas la întrebări
pentru, contra, candidați. Domnule Palehovici, pentru cine aveți o întrebare? Deci, ultima întrebare acordat-o. Domnul Gurău și domnul Cuznețov. Așa. Deci, doresc să-i adresez o întrebare doamnei Niță, reprezentantă a Partidului Social Democrat. Deci, doamna Niță, pentru că am vorbit de necesitatea restructurării întreprinderii specializate a rețelelor electrice de iluminare din municipiul Chișinău, Lumteh, aș vrea să vă întreb care ar fi, în opinia dumneavoastră, acele probleme cu care se confruntă Lumtehul și unde ar trebui să umblăm pentru a restructuriza și a moderniza această întreprindere. După cum am spus și anterior, chiar și dumneavoastră ați menționat că Lumtehul are un buget de 46 de milioane pe un an de zile, dintre care 32 de milioane sunt acordate pentru acoperirea cheltuielilor de energie electrică și restul sunt pentru deservirea acestui sistem, bani care nu sunt suficienți și care, de fapt, pentru un sistem sovietic creat deja timp de 20 de ani, nu ajung. Și toate acele echipamente și acei oameni care lucrează necesită, într-adevăr, o restructurare și o reformare a acestei întreprinderi. Partidul Social Democrat, de fapt, a studiat problema un pic altfel, pentru că astăzi și în Europa, și în China, și în America, primăria ia în subordinea sa acest sistem și propune, într-adevăr, sistemul de baterii solare, un sistem energetic de alternativă, care, într-adevăr, pe timp de zi acumulează energie și pe timp de noapte asigură întregile orașe cu lumină. La fel propune și Partidul Social Democrat ca, prin intermediul parteneriatului moldo-chinez, să investească bani în crearea acestei surse alternative și să avem un Chișinău luminat. Mulțumesc, doamnă Niță. Întrebare, pentru cine? Pentru colegul de la Partidul Comuniștilor. O întrebare, pentru că Partidul Comuniștilor nu are experiența, să zic așa, de un an de zile, dar este de 8 ani la guvernare, după care a fost în opoziție 2 ani de zile. Întrebarea este următoare. De ce până acum această problemă a fost închisă și nu s-a discutat atât de... și nu s-a mediatizat, în genere? Soluții, idei, careva concepte și careva strategii din partea dumneavoastră? Ba din potrivă, dacă analizați atent raportul prezentat de dezviitorul, veți vedea că la nivel de bază normativă, adică acte legislative, practic, noi suntem într-o fază foarte înaintată. Ba chiar mai mult, vreau să vă spun că există și un studiu de fezabilitate, de eficientizare a sectorului energetic al municipiului Chișinău. Noi trebuie să primim o decizie conjugată. La nivel de implementare stăm mult mai prost, deoarece au fost aprobate practic toate actele și cerințele normelor europene, inclusiv și programul 2020, care prevede că la nivelul anilor 2020 noi să avem o proporționalitate de întrebuințare a energiei regenerabile de 22%. Însă în ceea ce privește implementarea acestor proiecte, lasă de dorit, pentru că este necesară o soluție conjugată. Și eu sunt ferm convins că împreună cu colegii din alte partide care vor accede în Consiliul Municipal, noi vom primi un program de eficiență energetică care va permite implementarea unui astfel de proiect. Domnule Grău, întrebarea noastră pentru domnul Cuznețov sau domnul Palehovici? Eu, domnul Cuznețov, nu i-am adresat, dar domnul Palehovici. Domnul Palehovici. Este clar că totuși suntem reprezentanții unor partide care vrem, ori nu vrem, dar vom fi prezenți în Consiliul Municipal și va fi necesar să primim niște decizii conjugate. Tot este clar că noi nu putem aborda problema ce ține de iluminatul public în contextul separat, decât în contextul unui program de eficientizare a sectorului energetic. Cum vedeți dumneavoastră această problemă? Domnule Gurău, așa cum am zis, deci în primul rând în contextul elaborării unei strategii foarte concrete municipale privind eficientizarea iluminatului public și aici ca răspuns la întrebarea care ați primit-o în principiu și la domnul Cuznețov în ceea ce privește situația în comunele noastre, părți componente a municipiului Chișinău. Și aici vreau să revin un pic înapoi, deci este nevoie ca să introducem în acest sistem. Pentru că Chișinău are o rezervă neutilizată la moment, Chișinău este pasibil de a produce energie electrică, Chișinău este în stare să revadă condițiile clauzale a contractului cu Union Fenosa, Chișinău este în stare ca să revadă mai multe relații pe partea și ține cu acest furnizor de energie electrică, chiar și cu ultimele decizii ale Union Fenosa în sensul introducerii sau modernizării sau schimbării contoarelor la cele 614 puncte de distribuire
a energiei electrice și multe, multe alte lucruri care în principiu ar veni să rezolve această problemă. Mulțumesc, domnule Cuznetsov. Întrebarea dumneavoastră pentru cine este? Domnul Palehovici, doamna Niță? Doamna Niță, dacă se poate, da. Fiind într-un contact de semne cu liderul nostru politic, s-a spus că este necesar în municipiul Chișinău la ziua de azi unificarea acestor sisteme, trei care avem, apă, canal, termocom și CET1, CET2. Cum credeți, în situația dezvoltării economice, adică piața, pieței economice, este real și util aceste unificări? Formarea unui gigant monopolist sau nu? Partidul Social Democrat a propus comasarea acestor trei unități juridice în una singură, numită Chișinău Energo, care de fapt vine să optimizeze cheltuielile de administrare, pentru că problema care a intervenit a venit din partea opinii publice și a locuitorilor municipiului Chișinău, că salariile sunt foarte și foarte exagerate la toți funcționarii acestor întreprinderi. Reșind din aceasta, Partidul Social Democrat a propus unificarea acestor trei entități și totodată investirea anumitor surse financiare care vor permite modernizarea acestor, pentru că pe perioada câțiva ani aceste întreprinderi n-au știut deloc despre careva reforme de schimbare și eficientizare a energiei termice. Totodată CET1 există din 1952. Știm foarte bine că această întreprindere nu a avut parte de nicio reparație, de nicio renovare și lucrează pe sistemele vechi care au fost încă pe perioada bunicilor noștri. Este și normal că întreprinderea să fie modernizată, dar sub o nouă conducere, sub o nouă formă și sub o nouă entitate juridică. Mersi mult! Mulțumesc! Și ultimele întrebări, domnule Palehovici, întrebarea noastră pentru domnul Gurău. Domnule Gurău, am o întrebare așa mai lirică, să zic, pentru dumneavoastră. Deci, dacă, făcând referire la faptul că și domnul Dogaru a menționat că sistemul nostru de iluminare publică șare ca început anii 60-70 secolului trecut, deci ați putea dumneavoastră să-mi descifrați noțiunea de iluminat ideologic? Foarte simplu. Luând în calcul că totuși sistemul de iluminare publică a apărut în anul 1974, în condițiile actuale, vreau să vă spun că sunt condiții foarte clare că să vă iluminăm și pe dumneavoastră, ca să nu faceți greșelile pe care le-ați făcut până în prezent. De asta și să vă mai democratizați un pic, pentru că învinuind și arătând cu degetul în altă parte, nimeriți domniile voastre sub o negreață dictatorială. De aceea noi suntem dispuși să vă iluminăm, să vă atragem atenția, însă dacă atragem atenția totuși la problemele municipale, eu mă gândesc că împreună în Consiliul Municipal noi vom găsi soluții conjugate pentru rezolvarea acestor probleme și ele sunt cu adevărat o problemă cheie pentru municipiul Chișinău în contextul unui program de eficiență energetice pe totalitate, nu numai pe iluminatul public. Mulțumesc, domnule Gurău. O întrebare pentru domnul Cuznetsov. Domnul Cuznetsov, în Republica Moldova este arhicunoscut că domnul Pleșca, liderul și candidatul domniei voastre, este un mare și mare luptător cu tarifele. Exact. Spuneți-mi, vă rog, domnul Pleșca deține afaceri în domeniul energetic? Nu știu ce afaceri deține domnul Oleg Voroni în domeniul energetic, că este ascuns și parcă de grabă s-ar putea a treilea miliard care faci pe businessul moldovenesc, așa? Dar la noi este destul de viabil și dacă ați avut timp să deschideți declarația despre venituri, acolo ai expus tot ce ai spus. Păi dar ce faptul... are declarația de venituri cu afacerile în domeniul energetic? E scris de unde este aceste venituri. Nu prea, dar eu nu scrie. Cred că afacerile care, într-adevăr, domnul Pleșca le are, fiindcă, într-adevăr, dumnealui, fiind procuror, știind că nu mai poate să existe pe salariul acela, s-a retras și a făcut business său, adică și s-a pus pe picioare, nu furând de la bugetul local sau bugetul municipal sau bugetul republican, apoi s-a reîntors deja bine pus pe picioare. Eu nu știu un alt exemplu a unui persoane din Moldova care a reușit să facă aceasta și vrea la ziua de azi, de asemenea, fiind deja stabilizat din punct de vedere economic, să fac și modificări și în domeniul municipalității. Mulțumesc, că domnule Cuznetsov, întrebare pentru doamna Niță. Nu știu dacă țin dumneavoastră, dar aș vrea să spun. Îmi pare că am pus dumneavoastră întrebare, dar nu nimic strașnic. A doua. A fost. Colegul meu nu a fost.
Adresați întrebare. Atunci. Da. Domn Gurău. Da, poftim, vă rog. Recent a fost o demonstrație pe străzile municipalității. Chiar ieri? Chiar ieri. Nu mă interesează. Ieri, mai altă ieri. Și nimeni nu s-a pus întrebare de ce s-a blocat iar strada principală. Și mulți aveau pe Maiou fața lui Che Guevara. Considerați că Che Guevara poate ne ilumina în Republica Moldova și municipii Chișinău cetățenii privind pași mai înainte, când istoria deja spune că și în Africa și în America Latină a fost banditul numărul 1. Mulțumesc. Întrebare, domnule. Domnul Dogaru, eu de obicei la astfel de întrebări stupide legate de iluminatul public nu prea sunt tentat să răspund. Che Guevara a fost și va rămâne pentru unii un criminal, pentru alții un geniu revoluționar. Pe mine mai puțin mă interesează chestiile astea. Mă interesează mai mult ca întrebările ce țin de aspectul social, ce țin de eficientizarea structurilor municipiului Chișinău, ci țin de concepția propriu-zisă a unei administrări corecte și cu o calitate mai serioasă. Acesta este un substrat mult mai dominant pentru societatea noastră. În ceea ce privește iluminarea ideologică, păcat dacă la vârsta aceasta domnul Cuznețov nu s-a iluminat ideologic, cred că nu mai cineva ajută. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Și ultima întrebare a domnului Cuznețov către domnul Palehovici a fost? S-a adresat? Pare mi se că da. Nu. Mi-a primit trei întrebări. Da, ați primit trei întrebări. Toată lumea a răspuns la întrebări atunci. Nu, dacă... Atunci avem tot câte o întrebare. Într-un minut aș ruga să aveți un apel către alegătorii dumneavoastră. Cu cine să începem? Eu am început, cred cu extremitatea, domnule Cuznețov, tot la dumneavoastră ajungem. Extremitatea, nu extremiști. Extremitatea, am spus. Da. Stimați cetățenii a municipii Chișinău, mă refer și acei din suburbii care ați fost uitați, din păcate, nu din ce cauze, și suntem considerați ca a doua mână în acest oraș. Vreți să stabilim că noi, Forța a Treia, dorim într-adevăr niște modificări reale în oraș. Nu vrem revanșe politice, nu vrem conflicte politice, vrem într-adevăr activități. Eu personal, de asemenea, nu sunt membru de partid, sunt reprezentantul societății civile, pe când colegii văd alt formă în municipiul Chișinău. Noi dorim, de asemenea, să restabilim rețelele sociale veteran de magazine pentru pături vulnerabile. De asemenea, dorim să facem într-adevăr regulă ce ține de dezvoltare mai departe urbanistică a municipiului Chișinău, nu niște declarații false și neadevărate care sunt. Și de ajuns cu vorbele, este necesar de muncit. Să muncim! Mulțumesc, domnule Gurău! Dragii mei, pe data de 5 iunie veți veni cu toți la vot. Evident că veți fi cei care sunteți îndreptățiți să votați. Noi vă îndemnăm să votați echipa domnului Dodon. Un primar profesionist cu o echipă profesionistă. Și vreau să vă chem să atrageți atenția asupra faptului că nu totul depinde de noi. Depinde de domniile voastre. Cui dați votul și pe cine mizați. Noi încă o dată vă îndemnăm să vedeți clar că domnul Dodon este un candidat la funcție de primar general, profesionist, cu o echipă profesionistă, care vine împreună cu alte partide politice să găsim soluții conjugate pentru rezolvarea problemelor din municipiul Chișinău și nici de cum pentru crearea lor. Câinii și gropile sunt la momentul actual stăpânii în municipiul Chișinău. Cetățenii sunt catalogați ca proști. Să le arătăm că nu suntem cei care ne-au catalogat ei, dar putem să ne mobilizăm și să votăm pe 5 iunie corect. Mulțumesc, doamnă Niță, apelul din partea Partidului Social Democrat. Stimați alegători, la 5 iunie vă îndemn să votați pentru Partidul Social Democrat, echipa Partidului Social Democrat și a candidatului nostru, Sergiu Coropceanu.
Anume, platforma electorală propusă de către Partidul Social Democrat vine de fapt cu proiecte sociale, economice, concrete, care vor dezvolta orașul Chișinău pentru a ajunge la acel nivel european pe care fiecare din noi îl așteaptă. Anume, echipa de oameni ai faptelor, omul de cuvânt, Sergiu Coropceanu, va face așa ca Chișinăul să devină acel nucleu al Republicii Moldova care va permite fiecare din noi să aibă minimum de existență, să aibă un loc de muncă, să aibă o casă și să aibă acel minim necesar de care fiecare din noi avem nevoie. Partidul Social Democrat știe cum să facă bani și anume dumneavoastră trebuie să alegeți corect, să alegeți la 5 iunie simbolul național mărțișorul, Partidul Social Democrat și candidatul Sergiu Coropceanu. Mulțumesc, doamnă Niță. Domnule Palehovici, apelul din partea Partidului Liberal Democrat. Stimați locuitori ai municipiului Chișinău, este, așa cum spune o vorbă a poetului, ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Ori ceea ce am văzut noi astăzi este nu altceva decât o simplă înșiruire pe hârtie a unor cifre și a unor texte care, în cel mai bun caz, sunt unele copiate. Partidul Liberal Democrat din Moldova a demonstrat că are cea mai profesionistă echipă în Parlamentul Republicii Moldova. Are cea mai profesionistă echipă și în actuala guvernare, în Guvernul Republicii Moldova. Ori Partidul Liberal Democrat din Moldova, prin echipa care o avem noi în Consiliul Municipal Chișinău, are cea mai profesionistă echipă pentru Consiliul Municipal Chișinău. Pentru ca să vină după data de 5 iunie și să purceadă la rezolvarea tuturor problemelor despre care vorbim noi și astăzi aici în studio, inclusiv și problema iluminatului public. Veniți la 5 iunie, votați pe LDM, votați stejarul pentru Consiliul Municipal Chișinău. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în studioul de la Publica TV la dezbaterile electorale. Telespectatorilor le amintesc că dezbaterile continuă și mâine dimineața la ora 8 când vă așteaptă Ludmila Munteanu, iar eu vă dau întâlnire mâine la ora 18:05 la o nouă rundă de dezbatere electorale. Rămâneți cu noi!